Columbia este un stat situat în partea de nord-vest a Americii de Sud, mărginită de Panama, Venezuela și Brazilia. Suprafața teritorială a acestei țări măsoară 1.141.748 de kilometri pătrați, iar întreaga populație se găsește în număr de 49.700.000 de locuitori. Cel mai mare oraș columbian este Bogota, care în același timp este și capitala țării, având numai puțin de 6.834.000 de locuitori. Spaniola este limba oficială vorbită în Columbia, cu diferite influențe care formează alte 77 de dialecte. Poporul columbian este alcătuit din europeni, grupul etnic mestizo, mulato, africani și afro-indieni. Economia Columbiei este bazată în principal pe exportul de cafea, dar mai ales pe cel al cocainei. 75% din întreaga cantitate de cocaină care se găsește în prezent pe glob provine din Columbia. În această țară nu există clasa de mijloc, doar oameni extrem de bogați și cei ce trăiesc la limita sărăciei. Biserica Romano-Catolică are cei mai mulți aderenți în Columbia și anume peste 20 de milioane, restul fiind protestanți sau ortodoxi. Columbia este o țară unde criminalitatea a atins de-a lungul timpului cote uriașe, o țară unde traficul de droguri, crimele, violurile și răpirile sunt la ordinea zilei. Corupția și interesele personale ale politicienilor sunt principalele cauze ale acestui haos național în care se zbate poporul columbian. Să ne rugăm pentru Columbia, ca Dumnezeu să readucă liniștea și pacea pe aceste meleaguri, să ne rugăm pentru viitorul acestei țări, pentru liderii creștini, pentru generația tânără și nu în ultimul rând să ne rugăm pentru victimele războiului drogurilor și pentru familiile acestora. Când ne rugăm, Dumnezeu lucrează. Amin.